Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Niște americani au găsit în peretele casei pe care o renovau o pungă de cartofi prăjiți de la McDonald's veche din 1959. Deci... Poate uitați Ana lui Manole acolo. Da. Dar astăzi parcă suntem birou de obiecte pierdute și regăsite, știi? Exact. Microfonul din scaun, de la domnul Arafat, da. De Arafat, cartofi prăjiți din 1959, culmea că nu i-au mâncat, se răciseră, cred. Cartofii au fost găsiți, deci îi renovau cum ar veni, uh-huh. Și au fost găsiți... Dar renovau cu totul. Luca procesează. Eu așa, astăzi ar trebui filmat. Cu ochii pe perete și se aud rotițele, știi? Rur. Aha. Da, deci au fost găsiți în interiorul unei perete din baia locuinței. Și de unde e aceeași întrebare? Mă, dar de ce în baie? De ce în baie? Acum, pereții locuințelor americane, nu știu ce casă o fi fost aia, dar e foarte posibil să fi fost, cum sunt foarte multe case în Statele Unite, o casă de aia de lemn, panouri, uh-huh. Care astea au goluri ceva, în pereți, da. Știi? De ce în baie? Adică, aia ce căuta? Pungă? În 1959, cineva... A luat un meniu de la Mac, numesc că sunt fotografii cu hârtia, cu nu știu ce. Și când a făcut fereastra de vizitare la cadă, a uitat acolo, spune eu. Deci, practic, trebuie să ciugulești ceva. Da. Faci fereastra la masă și... Și după aia a zidit punga de cartofi prăjiți acolo. Mi se pare fascinant că arată foarte bine. Deci, în primul rând, cartofii prăjiți. În primul rând... Da. Deci sunt acolo, sunt identificabili. Este o pungă cu cartofi prăjiți din 1959. Câți ani sunt din 1959? Atunci 60 puneau și multe tâmpenii în mâncare. Ce tâmpenii? Și acum nu mai pun. No. Bă, deci sunt identificabili cartofior cu cartofior. Au formă de cartof, au culoare, sunt puțin, ce să zic, mai înmaroniți. Ei vin galbeni și acum au virat nițel spre maro. Sunt cartofi vintage. Da. Cumva. Da. Poate lansează ceva de genul ăsta. Da, n-ai de-o să știu. Dar în rest sunt la fel. Și eu mă gândesc, mă, orice... Mie mi se strică mâncarea în frigider. Adică dacă o lași mai mult de câteva zile, ea capătă viață. Încearcă să evadeze din frigider, se transformă. Ăștia, cartofii ăștia, stau de 60 de ani într-un perete. Și nu mișcă. Da, și nu mișcă. Adică sunt morți total. Da. Cei doi erau un cuplu de americani. Vrei, te interesează cum îi cheamă? Nu. Nu te interesează, da? Ei, americanii care au găsit cartofii, da. Nu i-au mâncat. Deci, probabil că au supraviețuit întâlnirii cu cartofii din 1959, ci că nu miroseau de niciun fel, ceea ce cred că e și un avantaj, de fapt, atunci când trebuie să mănânci mâncare de la fast food. Și asta e, am fi bucuros să-i vindem, a spus doamna, dacă nu-i vindem, o să-i păstrăm ca pe un obiect de istorie. Și cred că pot să găsească lasă. Eu cred că pot fi butonați unui muzeu și peste generații întregi ei vor fi la fel. Sunt absolut convins. Dacă vrei, adică nu vrei să facem un astfel de experiment, cumpărăm un meniu, uh-huh. Aruncăm băutura, că aia vine în pahare de carton. Nu e corect. Cartonul. De ce nu e corect? Și îl punem în geam, în fereastră, vedem ce se întâmplă. Dar putem să facem noi niște cartofi prăjiți acasă. Și să-i punem în fereastră. Să vedem dacă poate nu e de la... producător, poate e de la cartof. Bine, poate așa se manifestă cartoful prăjit. Da, de fel. Eu mă gândeam și la hamburghesa. Adică cu tot cu piflă, cu ce trebuie. Adică nu, acum să pui un hamburger în geam la Luca nu există, că nu rezistă. Înțelegi? Dar ori el ori porumbei. Unul care ajunge primul. Da, hai să facem asta, ne notăm, cumpărăm. Trebuie să facem pe ascuns, că dacă ne prinde vestele, că pune hamburger și cartofi în geam și vrem să ținem un an. Îți imaginezi că am cerea? Fereastră de vizitare și dacă vreți îi pun în... Ia. Am o asta, nu știu, pe hai. Unde trec țevile. Așa. Și așa. O pun acolo. Da, mai ales că acolo la tine apa caldă vine apă rece foarte des, deci și temperatura potrivită de păstrare. E la fix. Doar să mă duceți aminte să ne uităm peste X când, ani. Când simți mirosul de cartofi, te gândești că a venit apa caldă. Exact. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.